Bun găsit la știri, sunt Silvana Voroven și atât titlurile ediției. Mai mulți părinți sar în apărarea învățătoarei de la școala numărul 4, acuzată că le vorbește urât elevilor la ore. Detalii imediat. Carnavalul clătitelor de la Preșmer, Roaina la Cristian și balul de lăsatul secului de la Ghimbav. Cum au petrecut brașovenii înainte de începerea postului Paștelui, vedeți la știri. Și un brașovean a câștigat premiul Oscar. Detalii mai târziu la știri. Răsturnare de situație în cazul scandalului de la școala 4 din Brașov, în care o învățătoare este acuzată că le vorbește urât elevilor. De această dată, 6 părinți mulțumiți de comportamentul învățătoarei au depus un memoriu la Inspectoratul Școlar Județean. Oamenii își arată public susținerea față de cadrul didactic. De cealaltă parte, alți 4 părinți vor schimbarea învățătoarei și au depus la rândul lor plângeri la poliție. Uită-te acolo și scrie ca acolo. Numai dacă precizezi numele tău, tu când ești, zici ce ești. Zici ce ești, de fapt de 10 ori, știi ce înseamnă asta, da? Fără bun simț, asta. Eu vorbesc și tu rânjești ca un derbedeu. Astfel susțin câțiva părinți ai elevilor de clasa a doua de la școala gimnazială numărul 4 din Brașov că le vorbește micuților la ore învățătoarea. Numai că luni dimineața la Inspectoratul Școlar au mers câțiva părinți care și-au manifestat public susținerea față de cadrul didactic. Copilul meu și al domnului și al doamnei au venit plângând acasă că asta nu este doamna noastră. Doamna noastră nu se poartă așa, noi nu vrem să plece. Și noi suntem majoritari, suntem 20. Copilul meu îmi spune că doamna nu țipă și nu vorbește urât cu ei. Și deocamdată în democrația asta a noastră de aici, părerea majorității contează. Și atunci care este soluția? De exemplu, dacă 20 de copii doresc o doamnă învățătoare, iar 4 îmi doresc o doamnă învățătoare, ce se întâmplă? Cine trebuie să cine plece? Trebuie să plece sau cine trebuie să rămână? Trebuie să plece cei 20? O parte unde a ridicat vocea, probabil, doamna. Doar că sunt și... Deci nu suntem noi în măsură să facem apreciere, să o judecăm pe doamnă. S-a stabilit o comisie. Copiilor, nu. Mi se pare că materialul este prelucrat. În ce sens? În dezavantajul doamnei învățătoare. Tot la sediul Inspectoratului Școlar a sosit și cealaltă tabără, a celor care sunt revoltați de comportamentul cadrului didactic. Am făcut un memoriu, 4 dintre părinți, care l-am depus și la inspectorat și la conducerea școlii. Ce a scris în acest memoriu? Exact cele întâmplate și, bineînțeles, opinia noastră vis-a-vis de cele întâmplate și nu suntem de acord și dorim în continuare suspendarea doamnei învățătoare. Astăzi s-a întors din concediu medical, am înțeles că predă la clasă, m-a aflat la doamna directoare și probabil o să fim din nou și noi acolo. Ne dorim ca lucrurile să fie cât se poate de bună credință pentru copiii noștri, ca lucrurile să se îndrepte în peste tot. La ședința în convocator am fost aproape linșați de anumiți părinți care n-au fost de acord cu punctul nostru de vedere. Conducerea Inspectoratului Școlar consideră că înregistrările audio din timpul orelor sunt ilegale. Nu are bază legală un părinte să monteze în clasă camere de înregistrare. Unde ajungem? Toate aceste activități trebuie să se desfășoare cu acordul dumneavoastră. Dacă dumneavoastră nu sunteți de acord să fie copiii înregistrați, nu înțeleg cum de s-au întâmplat lucrurile astea totuși. O decizie finală în acest caz va fi luată pe 17 martie. Între timp, părinții nemulțumiți au depus mai multe plângeri penale la poliție. Caz fără precedent în Brașov. Șeful unei instituții publice a fost notat cu 2,83 la evaluare. Testarea a fost efectuată de factor de decizie din Consiliul Județean Brașov. Amelia Vulcu are în exclusivitate detalii. Evaluarea l-a vizat pe șeful Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Brașov, Gheorghe Durnă. Activitatea acestuia a fost evaluată sub coordonarea vicepreședintelui Consiliului Județean Brașov, Adrian Gabor. Direcția pentru Protecția Copilului este o instituție gestionată de Forul Județean.
Întotdeauna am susținut că este nevoie de calitate pe toate palierele în ceea ce privește protecția copilului, dar și a adulților din centre. Pentru asta însă este nevoie și de calitate la vârful instituției, care gestionează indirect activitățile. Șeful DGSPC Brașov, Gheorghe Durnă, în urma unei evaluări serioase, a fost notat cu 2,83. A contestat și vom vedea ce se întâmplă. Șeful Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Brașov, Gheorghe Durnă, nu a putut fi contactat în ciuda apelurilor repetate pentru un punct de vedere. Ați apelat căsuța vocală a abonatului 721. Incredibil, dar adevărat. S-au mutat în casă nouă, dar nu au avut apă luni de zile. Vorbim despre locuitorii celui mai nou cartier din Ghimbav. După o perioadă lungă de negocieri cu autoritățile locale, oamenii au reușit în sfârșit să fie cu un pas mai aproape de civilizație. Cartierul a fost racordat la rețeaua principală de alimentare cu apă potabilă. Acesta este însă doar un prim pas. Cartierul are acum nevoie și de infrastructură rutieră. Străzile sunt într-o stare deplorabilă. Deși este un cartier nou, locuitorii din zonă se confruntă cu probleme grave. Cea mai importantă, alimentarea cu apă. Cu ajutorul unui grup de consilieri locali, dar și cu sprijinul companiei APA, oamenii au reușit, după mai multe luni de discuții și negocieri, să își racordeze locuințele la conducta principală de alimentare cu apă. Dacă vă uitați în jur, vedeți că sunt peste 77 de case sau poate chiar mai multe, vreo 100 de familii care locuiesc aici și care dimineața sau la orele de vârf rămâneau fără apă. Noul Consiliu Local a luat atitudine începând din noiembrie și cu ajutorul celor de la compania APA am reușit ca în cel mai scurt timp să conectăm la magistrala de apă de la compania APA, iar astăzi oamenii sunt mulțumiți că primul pas făcut pentru o normalitate s-a făcut. Locuitorii din zonă se mai confruntă și cu alte probleme. De exemplu, străzile din noul cartier trebuie asfaltate urgent. Oamenii au cerut din nou reprezentanților primăriei și Consiliului Local să realizeze și acest proiect. Avem în intenție ca tot ceea ce am pregătit, am gândit în toate lateralele localității să fie în ton cu ceea ce ne-am propus noi. Vrem să bugetăm toate aceste reparații de drumuri, dorim ca oamenii să beneficieze de utilități, dorim ca toate proiectele pe care le avem noi să fie cu adevărat executate de executiv. Toate solicitările locuitorilor din noul cartier al Ghimbavului au ajuns în atenția reprezentanților primăriei, iar în cel mai scurt timp vor fi dezbătute în Consiliul Local. Cer să fiu judecat în lipsă. Aceasta este solicitarea fostului șef al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Sorin Bleșnar, adresată magistraților Tribunalului din Brașov. Inculpatul este arestat în Ploiești într-un dosar de la DNA și judecat la Tribunalul Brașov într-o cauză aflată pe rolul instanței din 2012. Fostul șef al ANAF, Sorin Bleșnar, este acuzat de procuror de susținerea unui grup infracțional și de complicitate la evaziune fiscală. Membrii grupării sunt bănuiți de procurori că au obținut sume uriașe prin sustragerea de la plata accizelor pentru 5.000 de tone de motorină. Prejudiciul este de aproape 22 de milioane de lei. Au fost audiați martorii propuși de inculpați. Referitor la inculpatul Bleșnar Sorin, acesta a lipsit, este arestat în altă cauză și a solicitat judecarea în lipsă. În cauză s-a acordat termen pentru data de 22 martie 2017 pentru întocmirea raportului de expertiză financiar-contabilă și pentru audierea martorilor lipsă la acest termen. Sorin Bleșnar, dar și celelalte persoane implicate în acest dosar, neagă toate acuzațiile. Prezumția de nevinovăție ființează în cazul inculpaților până când instanțele vor pronunța sentințe definitive. Sute de vitezomani din Brașov au ajuns în doar câteva zile pe mâna polițiștilor. Trei dintre ei au depășit viteza maximă admisă cu mai mult de 50 de km pe oră. Nici pietonii găsiți în neregulă nu au scăpat de pedepse. 650 de conducători auto din Brașov, care au depășit în ultima săptămână limita legală de viteză, au fost amendați de polițiști. Totodată au fost constatate și 20 de infracțiuni, iar 11 șoferi au fost găsiți băuți la volan. Colegii de la Poliția Rutieră au acționat pe toate drumurile naționale din județ, dar și în municipiul Brașov. Pe lângă conducătorii auto găsiți în regulă, au fost sancționați și 176 de pietoni. Valoarea totală a amenzilor este de aproape 180.000 de lei. Agenții și ofițerii Serviciului Rutier din Brașov vor organiza acțiuni de control și în perioada următoare, în încercarea de a se evita producerea unor evenimente nedorite.
Vremea frumoasă și gradele ridicate din termometre îndeamnă tot mai mulți brașoveni să iasă la drumeții în zonele montane. Atenție însă, din pricina încălzirii vremii, riscul de avalanșe la altitudini a crescut considerabil. Căldura din timpul zilei și temperaturile negative nocturne favorizează crearea de noi cruste subțiri de gheață la suprafață. Declanșarea avalanșelor se face pe pantele abrupte și supraîncărcate. Tocmai de aceea salvamontiștii atrag atenția amatorilor de drumeții să evite trasele montane din munții Buced și Făgăraș, de la altitudini mai mari de 1800 de metri. Aici riscul de avalanșe este unul însemnat, mai exact de 3, pe o scară de la 1 la 5. Duminică la orele prânzului, statul de zăpadă măsura 148 de cm la Bâlea Lac, 32 de cm la predeal și 27 de cm la fundata. A fost un weekend de senzație la Preșmer. Caravana clătitelor a atras din nou mii de turiști care au venit dis de dimineață pentru a participa la una dintre cele mai așteptate sărbători ale începutului de primăvară. Vedetele au fost și de această dată clătitele. Fashingul sau Festivalul Clătitelor este o tradiție veche de sute de ani. Sărbătoarea a fost creată de sașii din Preșmer. Acum, an de an, comunitatea românească sărbătorește cu aceeași pasiune venirea primăverii. Festivalul este organizat înainte de începerea postului Paștelui. Această festivitate am reînviat-o dintr-un respect desăvârșit pe care îl purtăm etnicilor germani cu care noi am conviețuit aici preț de sute de ani. Exact în această perioadă de timp se făceau încorporări în armată și înainte de încorporări trebuia să se petreacă, era un carnaval. Sașii trebuia să-și ia adio de la sâsoaicele lor și de la întreaga comunitate și făceau așa o gălăgie monstruoasă, un bâlci, spun unii, dar trebuie să punem ghilimele de rigoare la bâlci, pentru că este un bâlci organizat, un bâlci frumos. După ce toată lumea participă la caravană, distracția se mută în centrul localității. An de an, numărul participanților la Festivalul Clătitelor este tot mai mare. Am fost anul trecut, este mult mai bogat ca anul trecut și cu tot o cantitate variată de clătite. Ați gustat clătitele? Normal! Două feluri și poate mai urmează. Bună! Ce părere aveți despre acest festival, că încă se mai păstrează tradiții? Foarte frumos, mi-a plăcut foarte bine. La paradă ați ajuns? Da. Și cum e? Impresionantă. În fiecare an e tot mai frumos. La paradă ați participat? Da, am văzut, a fost foarte frumoasă, cu multe care alegorice, chiar super. Mii de persoane au fost în weekend la Preșmer, la cel mai dulce eveniment care anunță venirea primăverii. Incendiul la Preșmer. În timp ce toată suflarea localității petrecea la Festivalul Clătitelor, pompierii voluntari din Preșmer erau în misiune. Echipajele au fost mobilizate să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din centrul localității. Flăcările au pornit din holul imobilului. Din fericire, pompierii au reușit să stingă focul înainte ca acesta să cuprindă întreaga locuință. La fața locului au ajuns și două auto speciale de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov, dar și un echipaj SMURD. Nimeni nu a fost rănit. Pentru moment nu se cunosc cauzele care au dus la producerea incendiului. Tradițiile se păstrează cu sfințenie la Ghimbav. Pentru al cincelea an la rând, locuitorii din Ghimbav au fost invitați la balul de lăsatul secului. Evenimentul se organizează înainte de începerea postului Paștelui, iar această variantă este o reeditare a evenimentelor organizate de sași acum câteva decenii. Peste 300 de persoane au participat la cel mai mare bal organizat la sfârșitul sezonului rece. Localnicii s-au distrat până târziu în noapte. Întotdeauna ghimbășenii au știut să se distreze. Înainte sașii făceau balul fântânii. Noi am reinventat un bal de lăsatul secului, ținând cont că în viitorul apropiat se apropie postul Paștelui. Și așa cum am fost obișnuiți, încercăm să facem lumea să se adune, să socializeze, să facă un dans, să se distreze, pentru că următoarea perioadă va fi, din punct de vedere religios, interzis. Început e foarte bine. Ați mai participat? Că e a cincea ediție. Acum un an. E frumos. Ați mai participat și în anii trecuți? Nu, numai acum, e primul an. E mâncarea, e bună? De acum s-o gustă.
Dar cred că da, după cum se vede. E câțiva ani care se tot să petrece balul ăsta a pensionarilor și balul lăsatului bisec. Și e foarte frumos. Mai participăm și de acum înainte câte zile mai avea. Balul de lăsata secului de la Ghimbav a ajuns la cea de-a cincea ediție. Totul a fost organizat și cu sprijinul seniorilor din localitate. Participarea a fost gratuită. Vremea a ținut cu cristolovenii duminică dimineața, când au sărbătorit roaina, o tradiție veche de secole, ce căzuse în uitare în perioada comunismului. Obiceiul a fost readus la viață în ultimii ani și este respectat cu sfințenie de vârstnici și tineri deopotrivă. Rolul principal al jocului roainei este de a vesti încheierea iernii. Pe lângă costumele tradiționale necesare, este obligatoriu ca întregul alai participant să fie mascat. Evenimentul trebuie să fie cât mai sonor, zgomotul fiind esențial în procesul de alungare a spiritelor rele, dar și pentru a atrage belșugul. Pentru a amplifica zgomotul se folosesc bice și tălângi. Bucurie! Ce să zic? Fericire! Costumele, ce semnifică? Ieșirea din iarnă! Bucuria cu prieteptarea primăverii. În mod tradițional, roaina se joacă în lunile februarie-martie, atunci când iarna deja nu își mai face simțită prezența cu atâta înverșunare. Momentul perfect, prin urmare, pentru a sărbători trecerea de la anotimpul care a înghețat toate activitățile timp de mai multe luni, la primăvară, atunci când totul renaște. Răul și frigul sunt alungate. Rămâne doar dorința de muncă și de nou a cristolovenilor. Este un vechi obicei al comunității săsești în cristian. El reprezintă trecerea de la iarnă la primăvară. Bărbatul simbolizează iarna, iar femeia primăvara. Și este un fel de, nu zicem luptă, dar e un fel de, adică trecerea asta. Alaiul mascat s-a plimbat pe străzile principale ale comunei, iar participanții au strâns bani de la fiecare trecător darnic. A fost ultimul weekend în care comunele din județul Brașov au sărbătorit fel de fel de tradiții înainte de intrarea în postul Paștelui. Creștinii ortodoxi și greco-catolici intră de astăzi în cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante din an. Credincioșii aleg să se abțină de la alimente de origine animală, precum laptele, carnea, ouăle, dar și de la distracție. Biserica recomandă toate aceste lucruri ca pe un mod de sacrificiu personal dedicat lui Iisus Hristos, care a murit și a înviat pentru oameni. Anul acesta, catolicii și ortodoxii celebrează învierea Domnului în data de 16 aprilie. Un brașovean a câștigat premiul Oscar. Ioan Boieriu este primul român care câștigă Oscarul pentru efecte vizuale. El face parte din echipa care a creat efectele speciale pentru filmul Jungle Book, distins cu premiul Oscar la gala ce a avut loc în această dimineață în Statele Unite ale Americii. John, așa cum îi spun prietenii, are 37 de ani și a absolvit liceul de informatică din Brașov. Mai multe amănunte și declarații ale primului brașovean care a câștigat premiul Oscar vedeți mâine la ora 18 la știrile Brașov TV. Știrile Brașov TV au ajuns la final. Nu uitați, toate jurnalele noastre sunt disponibile pe site-ul brașovtv.com și de asemenea ne puteți urmări pe internet 24 de ore din 24 pe brașovtv.com în secțiunea live. Sunt Silvana Voroveanci, la revedere!